Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Hardcore. Pe episodul de astăzi vreau să facem mai multe, așa că stați aici. Înainte de a începe, nu uitați să dați și voi un like la acest episod ca să vindecăm acest Iron Golem și un subscribe canalului ca să ne strângem 100.000 de pandalini. Bun, aș vrea să încep sincer prin a vindeca acel Iron Golem, că mi-e puțin milă de el, trebuie să recunoaștem. Salut, frate! Cât trebuie să bag în tine? A, suficient, gata, 3 bucăți de iron. Cu plăcere. Celălalt nu știu ce face. Unde ești, frate? Deci am destul de multe în plan acum. Nu știu dacă reușim să le și facem pe episodul ăsta. O să vă și zic, de fapt. În primul rând trebuie să ne mutăm un pic din căsuța asta. Hai să le luăm pe rând. Pentru că e exagerat de mică și într-o zonă foarte proastă. Mai aveam un iron golem pentru cine se întreabă. A, uite-l aici, uite-l aici. Ăsta n-are nevoie. Ăsta e full, mamă, e forță. Bun. Deci ca să ne mutăm avem nevoie de... Ce avem nevoie? Uite, avem lemn aici. Nu știu exact ce să facem. Bun. O să ne mutăm undeva mai încolo, chiar în capătul celălalt al satului. Hai să vedem care e o căsuță mai mare. Sau luăm două căsuțe și le unim cumva. Mamă, ar fi mai fain așa. Hai să vedem. Ok, deci aici mi s-a părut mie o zonă bună. Pentru că fix pe aici pe undeva avem ieșirea. Da, uitați. Aici ar trebui să facem ceva. Pe aici avem ieșirea. Deci în căsuța asta ne și mutăm, bă. Forță. Și e și destul de măricică căsuța asta. Hai că am făcut o cacofonie. Dar stai. Avem nevoie de... Hai să punem aici ceva. Ideea e că am foarte multe nebunii și... Na. În fine. Pe aici pe undeva erau chesturi abandonate. Uite aici. Un chest. O să-l iau. Mulțumesc. Eu abia acum văd. Pe margini diferit. Forță! Bun, aș mai vrea să mai mergem să căutăm și niște trestie de zahăr, pentru că am de gând să fac un enchanting table. Bineînțeles, ce vă interesează pe voi cel mai mult, vreau să-mi fac toată armurica și tot inventarul de diamond, bineînțeles. Da, bun. Lăsăm aici cam tot. Bine, de fapt, stai așa, până una alta. Am treabă și cu gold-ul, vreau să ne facem mâncare de gold, mai exact mere și morcovi, acum nu știu cât avem și cum avem. Așa că avem nevoie de furnale mai multe. Bun. Nu, de fapt, dacă tot suntem aici, stai așa. Pun aici tot. Mâncărica las-o aici. Bun. Așa, punem absolut tot aici. Ce avem aici? Smite 2. Smite-ul cred că mergea pe sabie, așa, numai că nu avem cum să-l punem acum. Ce-am vrut să zic? Am trebuie furnale, dar am aici crafting table și un furnal, hai să le luăm de aici. Că lăsasem niște iron în acel furnal. Vreau să ne facem destul de multe ca să ne ușurăm un pic munca. Uite aici, bun. Așa, luăm furnalul, luăm crafting table-ul. Haide, bun, mai repede, te rog. Bine, aveam ex acum, văd, dar în fine, asta e viața. Ok, hai să mai luăm de pe aici. Uite că avem ceva hârtie, numai că nu e suficientă, bineînțeles. O să luăm și chestul. Ne ducem! Am senzația că ceva se întâmplă, nu știu. Mă simt un pic cam singur pe aici. Unde-s toți sătenii? Bă, știți că... Aoleu! Câteodată am săteni, câteodată n-am săteni. Nu știu unde reușesc să fugă toți nebunatici, mă. Trebuie să facem rost de săteni. Nu-mi place așa singur, jur. Ok, aici aș putea pune crafting table-ul. Chestia asta o să o sparg de aici, că nu-mi trebuie. Aici pot pune... Ce să pun aici, frate? O să pun chest aici, unde e chest-ul. Și furnalul... Le-aș pune furnalele cumva aici sus, oare pot măcar? Am o idee, fiți atenți, pun unul acolo. Mamă, de fapt nu știu dacă e prea bună ideea, dar lasă că testăm. Și mai trebuie unul. P-U-R. Scriu cu o mână, e destul de greu. Nu știu cum stăm cu căulul. Aparent nu stăm deloc bine cu căulul, dar asta e viața. Unde am pus... Ăsta ne trebuie neapărat. Până facem noi mutarea, facem treaba aici, să punem la muncă furnalele. Ce am vrut să zic? Îmi trebuiau două slaburi. Mamă, dar am destul lemn, bă, de unde am atâta lemn, nebunaticule? Ok, văd că am ceva de asta iron, chiar am ceva iron, nu știu de unde. Ok, mai punem pe aici.
De lemnul ăsta vreau să fac două bucățele de slab. SLAB. De ce nu pot să fac? A, aici. Naiba, am înnebunit. Ok, bine, am făcut 6, îmi trebuiau 2, stai să vedem. Da, mă, uite că putem pune cum vreau eu. Haide, mă, că ne descurcăm și poate mai punem și pe acolo câte un furnal, 2, 3, 10. Dar momentan e suficient că nu cred că avem căul. Ok, punem astea așa. Avem căul pe aici, vede cineva, avem un flint. Da, deci va trebui să mai minăm căul, din păcate. Aici, gol. Gata, atâta. Sărăcie! Zi, te rog, că mai avem... Hai să luăm mâncărica asta, bă. Astăzi vreau să ne facem așa un pic de ordine în toate treburile, să stabilim ce avem de făcut, ce nu avem de făcut. Aș putea tot... Bă, stai să plantez înapoi. Aș putea totuși să îmi fac armurica acum, să nu mai așteptăm. Până la urmă, armurica e extrem de importantă. Hai să luăm diamantele. Deci, unelte n-am de... de diamant. Bine, săbiuța nu contează, săbiuța e foarte ok și de iron. E aproape același lucru. Ex-ul văd că îl am de diamant. Și sincer, de restul, cred că am destule diamante. Mai trebuie să-mi rămână un singur diamant disponibil. Ia uite aici, stai așa. Stai așa că nu e așa. Dacă tot e aici, de ce să nu-l luăm? Asta nu avem nevoie. Uite, avem 20 de diamante. Uite și o sabie, aolo, câte chestii de aruncat avem. Uite și cartofiori pe care trebuie să-i punem la prăjit. Uite bă că mai am 6 bucăți de căul aici. Și mai am gold aparent. O să iau goldul ăsta. Bun, haideți să ne facem armurica. Și cred că o să-mi fac și un blast furnace. Ce ziceți voi de asta? Sau două? Ar fi o idee, dar nu știu sincer ce ne trebuie. Hai că vedem imediat. Vreau să topim și ironul care este inutil. Ne mai facem mai mult iron. Ok. Da, hai să vedem ce ne trebuie pentru un blast. Aolo, nici n-am idee ce ne trebuie, ești nebun. În fine, atunci asta e viața. Mai punem jumate aici, jumate aici. Jumate aici, jumate aici. Bun. Ne facem armurii, că stai, ce ne lipsește? Deci ne lipsește chest plate și leggings. Hai să vedem. KHS2 plate. Aoleu, că ne costă. Zi, te rog, că mai am rămân destule diamante. Dar am rămân, mă. Ok, îmi rămân 5. Mamă, cred că îmi rămân exact de cât am nevoie. Stai să dorm, frate. Asta e noul meu pătuț. Ai ideea să-mi pun armurica. Chest gol mai am. Uite aici e chestul gol. Da, așa că nu e așa. Le dăm jos, le punem. Ho-ho-ho! În sfârșit sunt full. Bun, am un pat, nu știu ce facem cu patul. 5 diamante. Ce facem cu 5 diamante? Uite, am și flori. Am o carte, aparent, îmi trebuie o carte. Nu știu unde să mai pun celelalte chesturi. Ah, cred că o să fac exact la fel. Ba nu, că îmi va fi destul de greu să merg pe aici. Ce să zic? Nu mai putem pune încă două chesturi liniștiți, ok. Hai să vedem. După aia, cred că o să ne unim cumva cu casa asta la altă, nu știu, vedem noi. Deci acum, în sfârșit, am și un picuț de tupeu să mă duc să ies un pic din sat. Ceea ce, sincer, aș și vrea să fac. Hai să vedem de cât timp filmăm. De 8 minute. Bă, episodul ăsta o să fie un pic mai lung pentru că v-am zis, am multe de făcut. O să iau ăsta. Și de aici... Nici nu știu dacă trebuie să mai iau alte chestii, dar hai să zicem că le iau. Ce mai e mai important? Gravel. Și uite, iau și dirt-ul, andesit. În rest, mai umplu cu cobalt cât mai pot și Doamne ajută. Gata, deci astea rămân aici. A, dar stai că îmi trebuie ăsta, bă. Așa, bun. Tu rămâi acolo, chestule. Un pic cam dubios, dar nu contează. Gata cu căsuța asta. Ne-am mutat. Acolo avem ceva mâncărică plantată de mine din greșeală, bineînțeles. Da, încă nu am pus nicio torță în sat, deci încă există șanse mari să se spawneze monștri. Adică n-am făcut eu mare treabă cu gardul ăsta, dar asta e viața. Bun. Și mai aveam slab-uri pe care nu știu unde le-am pus, dar stai așa. Stai așa că nu e așa. Aoleu, nebunie. Dacă îl pun acolo, îl mai pot deschide? A, da, îl pot deschide. Și atunci mai punem așa, mă.
Și slaburile alea, uite, avem exact două slaburi. Mamă, ce căsuță frumoasă mi-am făcut, nu fi nebun. Bun. Punem aici tot ce mai... Aici ce avem? Unbreaking 2. Ok, avem ceva enchanturi, din fericire, găsite, naiba știe pe unde. Bun. Emeralde, bă. Avem două mere de aur. Hai să vedem, acum începe treaba. Cât aer, cât de asta ni s-a făcut? Aparent destul de mult. Ok, mai avem pe aici, uite, încă atâta. Mai avem și pe aici. Mai avem un măr enchantat, dar pe ăsta îl mai ținem. Și cam atâta cu gold-ul, aparent. Bun, cât gold avem? 64 și 45. Avem destul de mult, plus că avem două astea, așa. Și să vedem câte mere mai avem. Știu că mai aveam ceva mere. Uite aici încă 13. Ok, avem 24 de mere. Numai că nu cred că o să... Dar tot... Tot ne mai trebuie de asta o grămadă, bă. Fac foarte greu. Deci, a, dar stai că mai avem aici destul de mult, bă. Dar așa că nu e așa. 4, 4, 13, câte ne trebuie? 8, așa-i? 16, încă 2, 3. Bate matematica, e dimineață. Ok. 16 parcă am zis, dacă nu mă înșel. Stai că nu mai am merele. Unde sunt merele? E. Bun. Două puteam face parcă. Ok, avem 17 mere. Bun. Câte diamante am zis că mai am? Mai am 5 diamante. Am full armură. Sigur nu mai am pickaxe ceva, nu mai am, nu? Ok. O să rămân cu pickaxe-ul și cu astea pe care le am acum pentru că n-are sens momentan sau nici nu știu. Ba, nu mă. Dacă tot avem, hai să facem treabă. Avem ceva sticuri. Sticks-uri. Veniți la mine. Nu avem... Ba da, uite aici, am văzut un stack întreg, ești nebun. Hai să ne facem un pickaxe de diamond. Bun, și ne mai rămân două Opa, nu așa. Ne mai rămân două diamante și avem nevoie de un diamant. Deci suntem foarte bine, bă. Ăsta îl punem aici și pe ăstea le punem aici. Și cred că avem tot ce ne trebuie ca să mergem, să ieșim un pic din sat. Să ținem minte coordonatele. Minus 300 cu minus 300. Bă, ce noroc am că sunt ușor de reținut. Și uite cum stă calul ăla acolo. Bun, haideți să vedem în primul rând. Aolo, astea nu-s puse deloc bine aici. Vedem dacă mai găsim niște căul și niște trestie de zahăr. Pentru că avem nevoie de hârtie pentru cărți. Ca să ne ajute la enchanting table. Hai să vedem. Ne putem duce liniștiți. Deci pentru cine nu știe care e faza cu seria asta, pe hardcore, deși mă mir să nu știe cineva să fim serioși, pe hardcore dacă mori, ești rip. Deci eu acum dacă mor am pierdut absolut tot, ceea ce e nasol, sincer. E destul de trist. Haideți să vedem. Uite aici niște căul. Nu știu unde naiba am putea găsi trestie de zahăr sau gold, de fapt, și gold ne trebuie. Bă, nu știu, facem ce facem. Pe toate seriile avem nevoie de gold. Până acum niciodată n-am avut nevoie de gold. Hai să vedem, văd că am găsit destul de mult găul. Bine, ce-i drept, am avut destul de mult gold acasă, dar pentru merele astea ai nevoie, tată, nu glumă. Pe aici găsim niște gold, ceva? Mamă, mamă. Mai degrabă mi-aș dedica timpul rămas să caut niște trestie de zahăr decât găul și gold. Dar n-am nici cea mai vagă idee pe unde aș putea găsi, sincer. Pe lumea asta n-am prea explorat. Dați seama că abia acum am și eu o armurică ca să pot să fug în lume. A, ia uite, bă, deja am găsit niște 300, ești nebun? Din câte am calculat eu, parcă aveam nevoie de 135 de bucăți în total. A, dar stai că mai avem și acasă, dar nu știu, în fine. Tot atât o să luăm. Deci avem nevoie de vreo 135 de bucăți, bă. Ca să facem treaba treabă. Cât avem? Deja avem 7, nu e nicio problemă. Merge treaba. Bă, ăla e un mânz sau măgar? Deci nu-mi dau seama, sincer, lasă-l în treaba lui. Uite că mai văd, sau ba nu, era niște iarbă. Dar era doar iarbă. Dar aparent am găsit apa, este o chestie bună. Mai mâncăm morcovi. Merele le lăsăm pentru situații mai nasoale. Deși, sincer, nu știu ce face un măr de aur, dar știu că sunt bune. Bine, știu că sunt foarte bune cele enchantate. Și, sincer, nu m-am gândit la asta.
De fapt, mă gândesc acum, lasă că nu-i prea târziu. Mai bine le păstrăm până le putem enceanta, bă. Atunci facem treabă cu ele, acum nu-i mare lucru. Până nu mai găsesc 300 deloc. Am găsit 7 bucăți. Nu mi-ajunge nici de o carte în panda mea. Serios, nu mai e apă? Aoleu. O, pentru o carte parcă aveam nevoie de 9 bucăți. Sau nu, pentru un bookshelf. Pentru o carte ne trebuie 3 și pentru un bookshelf 9. Adică sărăcie maximă. Hai să mergem pe aici, poate măcar pe aici dăm de ceva. Ceva. Nu spune că se termină apa de tot ce ai și Doamne ajută. Nu, bă, bine, bă. Ok, dar nu găsim nimic. Știu că ar trebui să mergem pe la ocean, dar... De unde naiba să găsesc eu ocean? Găinușă, ce faci, găinușă? Dă-mi ou, dă-mi ou. Nu știu ce facem cu ouăle. Dar am putea face un tort, bă. Un tort așa de 100K când o să facem 100K. 100 de mii. Nu mă las. Uite un stup de albine. Nu știu la ce ne poate ajuta. Ne ajută la ceva mierea? Nu prea cred. N-are niciun sens. Au. Bun. Bă, de cât timp filmăm? Să nu ne întindem extrem de tare. Mai avem timp lejer. Vreau să găsesc 300 de zahăr. Uite și dovleci. Nu mai avem nevoie că am găsit destui. De multă apă, dar încă n-am găsit deloc trestie. Acasă nu știu dacă mai am căul ca să se facă goldul pus. Am văzut niște trestie în stânga aici, dar am uit și în dreapta. Am dat de ocean cumva? Sau e doar așa o mică mare? Uite o țestoasă. Ce faci, țestosule? Hai că am și dat de multă trestie dacă e două bucăți sau câte sunt aici. Mamă, forță pe două bucăți. Aoleu, ce sărăcie. Atât a fost? Serios? Uite acolo, mai văd câteva bucățele. Cred că tot două. Sărăcie maximă. Bă, nu vine să cred totuși că avem doar 17 mere. După cât aer n-am consumat. Oleu, cât de greu le obții. Ba nu, mai uite că e mai mult pe aici. Bun. Uite și pe acolo văd un pic. Păcat că n-am Optifine-ul ca să pot da zoom, dar am ochii de vulturi și văd și așa oricum. Sper doar să ne mai întoarcem acasă. Sincer, m-aș întoarce acasă înainte să se facă noapte. Chiar dacă am armura asta, pe hardcore e destul de greu să supraviețuiești. Ok. Aici am găsit ceva. De acolo, hai să ne urcăm în copăcel. Poate vedem din copac ceva mai bine. Uite că vedem acolo trei țestoase. Cam atâta. Cam sărăcie pe trestie. Avem 17 bucăți, mai avem un pic de lucru până la 135. Hai să mai luăm și niște căul dacă tot îl vedem, nu? De ce nu? Faza e că avem nevoie și de level, bineînțeles. Doar că, uite, între timp facem și level. Avem 26. Nu mai e mult până la 30 să putem face primul enchant. Nu știu pe ce să-l facem. Nici pe armură l-aș face. Pe hardcore e foarte important să nu mori, deci... Armura e cea mai importantă. Aparent s-a făcut noapte. Nu-mi place. Nu știu unde am zis că am mai văzut niște trestie. Oare pe acolo? Am uitat deja, bă. Da, parcă m-am urcat în copac și mă uitam în direcția asta. Bă, da, nu știu când am găsit așa de mult căul, că văd că avem 41 deja. Merge treaba. Da, mă, uite, acolo niște trestie, o luăm pe aia și mergem acasă, bă, că nu se mai poate. Nu știu sincer dacă mai vreau să fac ceva pe episodul ăsta. Deci ne-am făcut armurică. Ia uite, sunt full de gold acum în sfârșit. Bine, mai îmi trebuie totuși câteva diamante să mai îmi fac și o săbiuță și... Mai am acolo rezervă totuși. Deci va mai trebui să mai mergem măcar o dată după diamante. De mutant ne-am mutat. Avem chesturi suficiente, că înainte nu mai aveam. Ăsta, goldul l-am folosit. Este cazul să ne ducem acasă. Nu știu încotro e casa. Încolo cumva. Da, încoace cumva și mi-e cam fricuță deja. Aoleu. Deja e plin de muște și Enderman. Ia o lume în stânga acolo. Plin de monștri. Haideți să vedem. Dacă ajungem acasă în siguranță, suntem cei mai forță. Dacă nu, asta e rip. Uite, uite cum umblă, mă.
Măcar n-au armuri sau lopeți în mână sau nebunii de alea. Abia aștept să se bage noul update cu Nether-ul și să fie oficial. Să putem să facem trade cu iglinii aia, mamă ce fain va fi. Ok, aparent sunt destul de aproape. Dar e pădurea asta nenorocită. Ok, prima coordonată văd că e ok. A, uite, gata, gata, se vede. Bă, ce luminată e, de unde atâta lumină? Eu n-am pus torțe. Bă, mi-a furat careva satul și mi-a pus torțe în el. A, logara. De unde e lumina? Dar serios acum, de ce e atât de luminat? A, sunt câteva torțe prin el. Aparent e suficient cât să fie foarte luminat, dubios. Gata, am intrat în sat. Dar care e noua mea casă? Credeți că eu mai știu? A, uite aici, gata. Gata, mi-am găsit căsuța. O duc să mă culc. Bun. Cam asta a fost episodul. Vă mulțumesc super mult pentru vizionare. Sper că vă place seria noastră de hardcore, pe care eu încerc să o fac, sincer, să fie cât mai simplă, pentru că nu vreau să mor. Și bineînțeles că ideea finală a acestei serii este să ne batem cu dragonul. Mi se pare foarte genial să te bați cu dragonul pe hardcore și apena, trebuie să încercăm. Doar că avem nevoie încet încet de toate, de armurică, de enchanturi, toate nebunile, că altfel n-ai nicio șansă, să fim serioși. Nu uitați de un like, share, subscribe și clon poțel și noi ne reauzim data viitoare. Pa, pa!